Eu felicitări pentru acest punct obținut. Spune-mi, te rog, cât de dificil a fost? Tu ai fost unul dintre cei mai buni jucători ai meciului pentru noi. Da, a fost un meci foarte dificil, un teren foarte greu, dar cred că în această seară am arătat tuturor că suntem un grup unit și suntem o familie. Și cred că cu această atitudine vom merge la European. Spune-mi, te rog, vă așteptați să fie atât de greu? Terenul a fost foarte greu, ei au fost foarte duri. Vă așteptați la meciul ăsta așa dificil? Știam că o să avem un meci foarte dificil. Ei jucau probabil ultima șansă în acest meci și terenul ne-a îngreunat tactica. Aveam cu tot altă tactică, nu să jucăm mici lungi. Dar ne-am acomodat și mă bucur că plecăm neînvinși de aici. Te așteptai să fii titular sau a fost o surpriză și pentru tine? Practic era să reportare la început de drum așa la națională. Da, mă bucur că s-a apelat la mine în această seară. Vin cu același gând la fiecare convocare. Sunt mândru să port acest tricou și de fiecare dată când se apelează la serviciile mele, sper să-mi reprezint țara cu cât mai bine se poate. Intervențiile pe care le-ai avut îți dau un moral mai bun pentru meciul viitor? Da, așa e. E ca și la un atacant, la un portar. Dacă ai intervenții bune, îți prinzi încredere și te uiți mai încrezător la ceea ce urmează, la meciurile următoare. 7 puncte avem acum, suntem pe locul 2, vine meciul cu Elveția. Cât de dificil va fi acolo, e cea mai bună echipă din grupă până acum? Cred că toate meciurile sunt dificile, mergem doar cu gândul la victorie. Orice e posibil în fotbal. Într-adevăr, întâlnim o echipă foarte, foarte bună, cu jucători de calitate. Crezi că ar trebui schimbat un pic tactica, mai am tactica să jucăm altfel sau? Nu pot să spun eu chestia asta, întrebați-l pe mister, eu sunt aici doar să-mi fac treaba și să fac exact ceea ce mi se spune. Am reușit să scoatem meciul de la Kosovo din luptă sau încă mai sunt și ei acolo? Cred că mai sunt multe, multe puncte puse în joc. Pe noi nu ne interesează ce fac alții, doar ce facem noi și sunt foarte încrezător că la final ne vom bucura. Revenirea lui Ianis? Da, îl așteptam. A trecut printr-o perioadă foarte grea. E un băiat de super caracter, un fotbalist foarte bun și cred că ne ajută în orice moment este aici. A fost ziua lui Edi Iordănescu. Îi faceți cadoul în Elveția, chiar dacă are un punct. Acum merge și un punct pentru ziua lui. Da, cred că nu e chiar supărat dacă n-am luat gol în această seară.